oraș de gheață rece, bulgăraș de gheață rece, iarna vine, vara trece și n-am cu cine petrece. Salutare, dragi prieteni! Eu sunt Răzvan, proful de chitară și astăzi voi face o încercare, ceva nou. Încercăm o piesă de muzică populară care a fost preluată de mulți cântăreți de manele. Nu este intenția mea de a duce canalul în zona aceasta, însă am primit mai multe cereri în ultima perioadă de a face și ceva de muzică lăutărească, muzică populară și am zis hai să ies puțin din zona așa zisă de confort, deși vă intervează de expresia asta îngrozitor, dar cam așa este. Am decis să facem astăzi bulgăraș de gheață rece. Imediat începem! Înainte să începem, mai ales cei care ați cerut acest clip, dar și ceilalți, dați repede un like, acum cât e cald, să nu uitați la final. Ok? Mulțumesc foarte mult! Bine ați venit celor noi, bine ați revenit celor vechi. Mulțumesc mult celor care s-au abonat recent, pe diverse paliere, pasionat sau entuziast. Înseamnă foarte mult pentru mine fiecare ban care susține acest canal de YouTube. Așadar, haideți să vedem ce este cu acest bulgăraș de gheață rece. Am văzut că piesa originală este cântată de Ioana Radu și am decis să vă prezint mai întâi versiunea originală a Ioanei Radu cu armoniile acelea clasice și apoi să fac versiunea pe care am găsit-o pe YouTube cântată de Viorica de la Clejan împreună cu o chitară acustică. Sunt multe alte variante care există pe internet de la mulți alți artiști, dar am ales să fac această variantă pentru că aceasta mi-a fost solicitată într-o primă fază și apoi na, este o voce și o chitară, deci se poate cânta practic foarte bine și de către voi, dacă urmăriți acest tutorial, bineînțeles. Ok, deci mai întâi avem versiunea Ioanei Radu, da? Versiunea clasică, muzică populară. Am găsit două variante, nu știu, cred că e diferență puțin de pitch acolo, dar am ales să fac în la minor pentru că e mai ușor decât si bemol minor, nu știu, s-auzea puțin mai sus într-una din variantele de pe YouTube. O să las în descriere linkul piesei după care am făcut acest tutorial. Ca de obicei, partitura de suport vă va ajuta mult mai mult decât credeți, întrucât acolo sunt trecute și diagramele, pozițiile în care iau acordurile, în special la varianta Viorica de la Clejan, pentru că aici, în varianta Ioanei Radu, sunt armoniile clasice. La minor, mi major, si major, sol major și do, pe care probabil că le știți deja, dar în varianta cealaltă, o să vedeți imediat, sunt multe armonii de jazz, armonii mai grele și veți putea... le puteți vedea mult mai în amănunt atunci când le vedeți scrise pe partitură. Ok. Da, deci ăsta e ritmul de bază. Espam, espam, cum se mai spune în mod popular, adică bas, acompaniament. Da, și avem un la minor aici. Bulgăraș de gheață rece. Deci două măsuri pe la minor. Urmează o măsură C7 combinat cu Mi minor. Bulgăraș de... Deci C7, Mi minor și apoi un Sol 7 cu Do major. Gheață rece. Da? Din nou Mi major 7 cu La minor. Iarna vine. Iar Sol cu Do. Vara trece. Și n-am cu cine. Deci iarăși Mi major cu La minor. Cine petrece. Iar aici este un Sol minor. Și apoi din nou un La minor. Aici sau aici. Și n-am cu cine.
trecem. Da, deci sol minor, la minor. În această porțiune de a piesei avem de-a face cu un la frigian. Deci cu si bemol în loc de si becar. Ăsta ar fi la minorul, eolianul și... Iar dacă avem si bemol aici, avem de-a face cu un la frigian. Ok, și eu am făcut și un mic aranjament a ritornelei, a temei instrumentale cântate între toate strofele în varianta Ioana Radu. Și de aici încolo urmează încă 4 strofe, bineînțeles cu alte cuvinte, dar armoniile și această ritornelă se repetă permanent la fel. Așadar, strofa a doua. Căci cu cine am petrecut mai, căci cu cine am petrecut, s-a dus și n-a mai venit, s-a dus și n-a sol minor. Mai venit. Iarăși. Strofa a treia. Plângeți ochi și lăcrămați mai. Plângeți ochi și lăcrămați, că voi sunteți vinovați, că voi sunteți vinovați. Ritornela. Strofa a patra. Ce vedeți nu mai lăsați mai, ce vedeți nu mai lăsați, ce iubiți nu mai uitați, ce iubiți nu mai uitați. Și ultima. Bulgărași de gheață rece, iarna vine, vara trece, și n-am cu cine petrece, și n-am cu cine petrece. Și aici nu mai e ritornela, deci ultima dată se duce direct la o mică completare, care începe de la Mi7. Imediat să dau aici un scroll la partitură. Căci cu cine am petrecut măi, s-a dus și n-a mai venit. Să te vină piesa pe acest la minor. Așadar, ultima oară nu mai avem ritornela aceea instrumentală, avem direct această completare cu a doua parte a strofei. Și cu aceasta am încheiat varianta Ioana Radu. Acum, în versiunea Viorica de la Clejan, sunt niște arpegii pe care le face chitaristul ei. Eu nu o să vă spun exact notă cu notă, pentru că el cântă oarecum liber acolo. Am notat pe partitură armoniile însă, adică prinderile așa cum le ia. Mă rog, nu se văd chiar toate, pentru că unele, camera este în afara, el e filmat mai pe aici așa și nu prea se vede mâna decât parțial. Nu contează, am auzit acolo ce armonii sunt și cu siguranță dacă veți lua acele prinderi, va suna foarte aproape de varianta pe care a făcut-o el. Ritmul este ceva în genul ăsta. Cam așa, nu știu dacă sunt exact notele în ordine asta, el mai combina acolo diverse corzi, mă rog, dar ritmul cam pe aici este și l-am păstrat în felul ăsta de la început până la sfârșit. Așa că începe cu un la minor, introducere, da, înainte să înceapă vocea, un si major cu la în bas,
re minor 6 și 9 cu la în bas și un la minor 7. Și de aici încolo practic începe efectiv vocea. Cuvintele sunt puțin schimbate, adică nu este chiar textul așa cum l-am întâlnit la Ioana Radu. Bine, este o versiune scurtată, această versiune acustică pe care o abordez aici. Așadar, eu o să vă prezint exact cum e cântat acolo. Bine, nu exact în sensul că nu o să cânt, bineînțeles, cu vocea, decât o să punctez așa cât de cât notele ca să înțelegeți despre ce e vorba. Și, bineînțeles, ne interesează mai mult ce se întâmplă din punct de vedere armonic la chitară. Deci vocea începe aici pe un la minor. Bulgăraș de. Deci un la minor, acum ăsta a fost un mi minor. Și urmează un re major cu septimă și nonă, urmat de un re minor. Gheață rece. Deci primele patru armonii. Bulgăraș de. Gheață rece. Da, deci re major, re minor 7. Urmează apoi un mi minor 7. Vremea vine. Deci mi minor 7 cu re minor 7. Apoi re major 7-9. Vremea trece. Și aici este un re 7, un sol cu 5 plus și un do major cu septimă mare, da? Vremea trece. Da? Și asta a fost un do major cu septimă mare. Mergem mai departe. Și n-am cu cine petrece și mi-e inima prea rece. Cam așa am dedus eu din acele inflexiuni. Începe direct cu un re major 7-9 cu la în bas. Și n-am cu cine. Deci aici, re major cu la în bas și urmează un mi major cu nonă mică, adică cu fa, dar cu sol diez în bas. Iar apoi un re 7 cu fa diez în bas. Deci și n-am cu cine. Aici direct sol major curat. Și urmează apoi o trecere de prin la minor 7, si diminuat și do major. Cine ne petrece. Da? Deci și n-am cu cine petrece. Da? Aceasta a fost secțiunea asta. Și de apoi zice și mi-e inima prea rece. Aici avem așa, din nou acel mi nou minus cu sol diez în bas, urmat de un sol minor 6, urmat de un fa cu septima mare, apoi un sol minor și iarăși fa major cu septima mare, da? Deci și mie inima prea rece. Da? Deci mi nou, sol minor 6, fa 7 plus, sol minor și fa. Bun, trecem mai departe, următorul vers, cu cine am petrecut. Cu cine am petrecut. Aici vine, da? Cu cine am petrecut. Deci a fost un la minor 7, din nou acel mi minor, mi major 9 cu 9 minus cu sol diez în bas, urmat de re major 7 cu fa diez în bas, urmat de un re minor, un si diminuat și un do cu si în bas apoi și la minor, da? Cu cine am petrecut. Da? Asta a fost până aici. După aia zice nu s-a ținut de cuvânt. Deci practic trece în partea finală cu sol minor fa. Deja aici, nu știu de ce a ales să facă chestia asta. În fine, așa cântă. Deci nu s-a ținut de cuvânt.
deci aici avem un sol minor 6 și un fa major cu septimă mare, urmat de un sol minor și din nou același fa major cu septimă mare, da? Deci nu s-a ținut de cuvânt. Da? Următoarea strofă, stați liniștiți că nu este foarte lung, urmează din nou un la minor aici. Plângeți ochii, se repetă ca prima parte, deci la minor cu mi minor. Lăcrimați, deci re major 9 cu re minor 7. Iarăși mi minor aici. Că voi sunteți re minor, ble re major, sol 7 stemați. Aici nu mai zice ce zicea Ioana Radu, zice că voi sunteți blestemați, zice aici. Deci e mai gravă treaba. Blestemați, deci do major 7 plus, a încheiat din nou acest vers. Ce iubiți, nu mai lăsați, este următorul vers. Ce iubiți, nu mai lăsați. Deci, același mi 9 minus cu sol diez în bas, sol minor 6, re 7 cu fa diez în bas, apoi sol și trecerea la si diminuat do. Ce iubiți, nu mai lăsați. Da? Următorul vers. Sol minor 6 cu fa, sol minor cu fa. Deci doar astea două sunt. Ce vedeți, nu mai lăsați. Iertați. Ce vedeți, nu mai iertați. Ăsta este versul. Bun. Și acum mai avem finalul. Că voi sunteți blestemați, deci din nou se referă la ochii blestemați. Că voi sunteți. Deci aici avem patru armonii în această măsură. La minor, mi cu sol diez în bas, mi minor și re 7 cu fa diez în bas. Deci că voi sunteți blestemați. Nouă măsură cu patru armonii, re minor, si diminuat, do și la minor, deci că voi sunteți blestemați. Ce iubiți, nu mai lăsați. Ultimele două versuri cu doar două armonii pe vers. Ce iubiți, nu mai lăsați. Și termină pe la minor. Deci sol minor 6 cu fa major 7 plus, sol minor cu fa major 7 plus și din nou la minor 7, da? Ce iubiți, nu mai lăsați. Cam așa este varianta acustică a Viorica din Clejani. Sper că v-am fost de ajutor, că a fost ceva inedit pentru astăzi, sper că nu v-am plictisit prea tare cu aceste armonii. Încă o dată vă spun, toate prinderile, deci toate diagramele acordurilor cu toate aceste poziții le găsiți în partitura de suport a piesei, pe care o puteți cumpăra de pe site-ul meu, razvangrigorescu.ro/magazin-virtual. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și la această încercare. Vă doresc spor la studiat. Eu sunt Răzvan, proful de chitară, să auzim numai de bine. Pe curând!